Voința Zvorăște a profitat de rezultatul de la Verești și a urcat pe primul loc al clasamentului după victoria cu 7-0 contra grupării Sporting Bunești. În seria a doua, Bucovina Șerbăuții a încurcat liderul, remizând pe teren propriu scor 1-1 în fața celor de la Progresul Frătăuții Vechi. Gazdele au marcat prin colțunea, chiar oaspeții au egalat dintr-o lovitură de pedeapsă. Într-un alt joc al rundei, Viitorul Adâncata s-a apropiat la 2 puncte de primul loc, după ce a câștigat cu scorul de 2-1 în deplasarea de la Grămești. În seria montană, Aligia 5, Avântul Frasin a produs surpriza rundei a 13, după ce s-a impus pe teren propriu cu scorul de 3-2 în fața liderului detașat al clasamentului Dornava Tradornei. Scorul etapei a fost realizat de vânătorul Dorna Candrenilor, 9-2 în propriul fief cu cei de la Foresta Moldovița. Următoarea etapă a Ligii a 5-a este programată în a doua zi de Paști.